Ești din comuna Andrieșeni? Hai să-ți arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean pentru comunitatea în care și tu trăiești. Am depus un proiect prin PNRR și am obținut finanțare de peste 600.000 de lei pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Gheorghe Ciobanu. Tot prin parteneriatul dintre Primăria Andrieșeni și Consiliul Județean Iași, elevii din comuna ta vor beneficia de un transport sigur și modern prin achiziționarea unui microbus școlar electric. Consiliul Județean Iași a investit 29 de milioane de lei pentru modernizarea drumului județean DG282F Vrădene-Andrieșeni cu o lungime de aproximativ 13 km, fiind modernizate și două poduri și intersecția la nivelul dintre drumul județean DG282F și calea ferată. În parteneriat cu Guvernarea Liberală am obținut 9 milioane de lei prin Programul Național de Investiții Angel Salini, ce vor fi investiți în modernizarea drumurilor de interes local. Tot cu sprijinul Guvernării Liberale, 408 elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Gheorghe Ciobanu vor beneficia de un suport alimentar prin Programul Național Masă Sănătoasă. Aici, la Andrieșeni, aveți un primar harnic și gospodar, pe colegul meu, Marcel Turcu, care, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași, vom construi aici pentru dezvoltarea acestei frumoase comunități. Pe 9 iunie, votați Marcel Turcu, primarul Comunei Andrieșeni și echipa Partidului Național Liberal.